Perioada de depunere a cererilor de bursă socială a fost prelungit printr-un ordin de ministru până pe data de 14 februarie. Ordinul ministrului Sorin Câmpeanu prevede 17 modificări ale criteriilor de acordare a burselor, printre acestea figurând simplificarea listei documentelor și, în plus, elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți, asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv plasamentul sau plasament de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara a convocat directorii tuturor unităților de învățământ din județ joi 3 februarie la sediul instituției pentru ca în urma analizei tuturor modificărilor prevederile ordinului de ministru să fie aplicate unitar.